Bun găsit, fraților! Cu ceva vreme în urmă am publicat episodul despre cât ar fi valorat în prezent fotbaliștii români din anii 90. Iar astăzi, la cererile voastre, vorbim despre generația Euro 2008 sau generația Mutu și Chivu. Am schimbat puțin algoritmul de calculare în comparație cu videoclipul precedent. Așadar, întâi de toate, identificăm prețul maxim pe care l-au atins jucătorii din acea perioadă, îl comparăm cu prețul celui mai scump jucător de pe poziția lui, la fel de la acea ură. Apoi convertim cifrele obținute adaptate la realitățile de astăzi. Așa, fraților, înainte de a merge mai departe, v-aș ruga să apăsați butonul de subscribe. Hai să ne apropiem cât mai curând de 100.000 de abonați. Mulțumesc și vizionare plăcută! O să începem chiar de la portar. După cum știți bine, în acea perioadă Bogdan Lobonț a fost responsabil de apărarea buturilor. Prețul maxim pe care l-a atins pisica a fost de 3 milioane în 2009. La acea oră, cel mai scump portar din lume era Gianluigi Buffon, care valora 32 de milioane. Așadar, prețul lui Buffon cuprindea 10,6 prețuri de ale lui Lobonț. Acum, în 2021, cel mai scump portar este Jan Oblak, care costă 90 de milioane. Prin urmare, împărțim prețul slovenului la 10,6 și obținem suma de 8,5 milioane de euro. Fraților, cam atât ar fi valorat astăzi un Bogdan Lobonț de 31 de ani proaspăt transferat de la Dinamo la AS Roma. Iar acest indicator ar fi suficient pentru a fi cel mai scump portar al României, pentru că prețul actual al lui Ionuț Radu este de 7 milioane. Noi trecem la fundaș, iar primul despre care vom vorbi este Gabi Tamaș, care își atingea apogeul în 2011, valorând pe Transfermarkt 4 milioane de euro. La acea oră, cel mai scump fundaș era Gerard Piqué, cu un preț de 38 de milioane. Prin urmare, 9,5 borne de ale lui Tamaș ar fi egalat totalul lui Piqué. Astăzi, cel mai scump fundaș este Trent Alexander-Arnold, care costă numai puțin de 110 milioane de euro. Dacă împărțim 110 la 9,5, obținem 11,5 milioane de euro. Cam atât ar valora astăzi un Tamaș de 28 de ani din Premier League de la West Bromwich. Și este mai mult decât suficient pentru a-l depăși pe Vlad Chiricheș, care cu 5 milioane este cel mai scump fundaș român al momentului. Un alt fundaș al cărui preț în forma lui maximă s-ar ridica ușor peste cel al lui Chiricheș de azi este George Ogăraru. În 2007, pe când evolua la Ajax, valoarea lui Ogăraru era estimată la 3 milioane de euro. La acea oră, recordul fundașilor îi aparținea lui John Terry, care valora exact de 10 ori mai mult decât Ogăraru, adică 33 de milioane. Prin urmare, împărțind la 10 prețul lui Trent, obținem 11 milioane. Cam atât ar valora astăzi un George Ogăraru de 27 de ani de la Ajax. Cea mai bună cotă de pe Transfermarkt a lui Răzvan Raț datează din 2010 și era egală cu 6,5 milioane de euro. Atunci, recordul fundașilor era împărțit între John Terry, Nemanja Vidić și Rio Ferdinand. Toți trei costau câte 35 de milioane. Astfel, 5,3 cote de ale lui Raț ar egala această performanță. Prin urmare, împărțim referința momentului de 110 milioane la 5,3 și obținem suma frumoasă de 21 de milioane de euro. Cred că e un preț care ar defini perfect forma senzațională pe care o traversa la Shakhtar Donetsk fundașul stânga de 29 de ani. În acea generație făcea parte și Ștefan Radu, care și-a atins reperul maxim pe Transfermarkt cu 8 ani în urmă, valorând numai puțin de 10 milioane de euro. Atunci recordul era împărțit la fel de 3 fundași, Piqué, Sergio Ramos și Thiago Silva, care valorau câte 40 de milioane, de 4 ori mai mult decât Radu. Astfel, dacă să aplicăm același calcul și să împărțim prețul lui Trent la 4, vom obține o cotă superbă de 27 de milioane de euro. Cam atât ar valora astăzi un capitan al lui Lazio din România la vârsta de 27 de ani.
Noi trecem la Cristi Chivu, liderul generației și capitanul României de la Euro 2008. Cristi și-a stabilit recordul pe Transfermarkt în 2008, când ajungea la 24 de milioane de euro. La acea oră recordul era egal cu 33 de milioane și aparținea lui Rio Ferdinand. Nu era o diferență deloc mare, iar numărul la care vom împărți referința lui Trent este de doar 1,3. Așadar, fraților, dacă atunci când Cristi Chivu și-a atins forma maximă ar fi fost prețurile de astăzi, acesta ar fi valorat aproape 85 de milioane de euro. Ceea ce teoretic l-ar face în momentul de față al treilea cel mai scump fundaș din lume după Trent și Kimmich. Am terminat-o cu fundașii și e timpul să trecem la mijlocaș. În centru însă avem prețuri mult mai modeste, de o pildă, unul dintre oamenii de bază din acea generație, Paul Codrea, avea un personal best de doar 2 milioane de euro, obținut în 2009. Atunci cel mai scump mijlocaș din lume era Kaká, cu un preț de 60 de milioane. Așadar, 30 de jucători de talia lui Codrea ar fi egalat referința marelui brazilian. În momentul de față, cel mai scump mijlocaș din lume este Kevin De Bruyne, care costă 120 de milioane de euro. Prin urmare, 120 de împărțit la 30 este egal cu 4. 4 milioane ar fi valorat astăzi un Paul Codrea de 28 de ani de la Siena. Ceva mai bine ar sta lucrurile pentru Bănel Nicoliță, care și-a atins referul maxim pe Transfermarkt în 2010, valorând 3 milioane de euro. Atunci recordul îi aparținea lui Xavi și era egal cu 65 de milioane de euro. Prin urmare, 21 de maratoniști de la FOUR ar egala prețul lui Xavi. Și împărțind recordul lui De Bruyne de 120 de milioane la 21, obținem suma de 5,5 milioane de euro. Tot atât cât valorează în prezent și Florinel Coman. Singura diferență e că Bănel ar fi atins această cotă la 24 de ani, în vreme ce Florinel a făcut-o cu 2 ani mai devreme. Sperăm că totuși, până la urmă, drumurile celor doi vor fi diferite. Un alt jucător important al acelei generații era Mirel Rădoi, care în 2011 ajungea până la 4 milioane de euro, de 16 ori mai puțin decât Iniesta, recordmenul perioadei. Ibericul costa 65 de milioane. Așadar, împărțind referința lui De Bruyne la 16, obținem 7,5 milioane de euro. Fraților, cam atât ar costa astăzi un Mirel Rădoi de 30 de ani de la Al Hilal. O, e tocmai rău. Mult mai puțin ar costa astăzi perla lui Pițurcă din echipa națională, Răzvan Cociș, care stabilea propriul record în 2008, ajungând la 3 milioane de euro. La acea oră, cel mai scump mijlocaș din lume era Ronaldinho, care valora 80 de milioane de euro. Așadar, 26 de jucători de talia lui Cociș luați la un loc ar fi echilibrat balanța în lupta cu Ronaldinho. Adaptat la realitățile de astăzi, un Răzvan Cociș de 25 de ani de la Lokomotiv Moscova ar fi valorat pe Transfermarkt 4,5 milioane de euro. Și cum să-l trecem cu vederea pe marele talent Mihai Țăpleșan, care făcea senzație pe Transfermarkt prin 2005, pe la 22 de ani după supermeciul cu Germania. O făcea totuși chiar mare senzație, căci prețul lui nu s-a ridicat mai mult de 1,75 de milioane de euro. În acel 2005, cel mai scump mijlocaș era la fel Ronaldinho, care costa 50 de milioane. 50 de împărțit la 1,75 este egal cu 28. Prin urmare, împărțit 120 de milioane ale lui De Bruyne la 28 și obținem suma de 4,2 milioane de euro. Cam atât ar costa astăzi promițătorul Pleșan. Aceștia au fost mijlocașii pe care i-am analizat. Merită să spunem că niciunul dintre ei nu s-ar fi ridicat la prețul actual al lui Răzvan Marin, care este egal cu 10 milioane. De altfel, Marin este cel mai scump român al momentului. Ei bine, măcar la mijlocaș, generația nouă este peste. Noi trecem la atacanți, momentul cel mai așteptat. Nicolae Dică și-a atins apogeul pe Transfermarkt în 2007, valorând 3,8 milioane de euro. La acea oră, recordul îi aparținea lui Thierry Henry și era egal cu 50 de milioane de euro, ceea ce înseamnă de 13 ori mai mult decât referința lui Dică. În prezent, recordul atacanților îi aparține unui alt francez, Kylian Mbappé, care costă numai puțin de 180 de milioane. Prin urmare, 180 de împărțit la
13 este egal cu 14 milioane de euro. Cam atât ar valora astăzi un Nicolae Dică de 27 de ani de la FCSB. Acest preț ar fi suficient ca să îl facă de departe cel mai scump fotbalist român al momentului. Următorul despre care vom vorbi este Ionuț Mazilu, care în 2008 valora pe Transfermarkt numai puțin de 4 milioane de euro. Atunci recordul era de partea lui Cristiano, care costa 60 de milioane, de exact 15 ori mai mult decât Mazilu. Așadar 180 de împărțit la 15 este egal cu 12 milioane de euro. Niciun român în prezent nu costă atât cât ar fi costat astăzi un Ionuț Mazilu de 26 de ani din campionatul Ucrainei. Daniel Niculae ar fi costat și mai mult. Acesta stabilea personal bestul la fel în 2008, doar că în cazul lui este vorba despre 5 milioane de euro, de 12 ori mai puțin decât Cristiano. Prin urmare, adaptat la realitățile de astăzi, un Daniel Niculae de 26 de ani de la Auxerre ar fi costat 15 milioane de euro, ceea ce nu este deloc rău. Reperul lui Niculae e convingător, însă nu se poate compara cu cel al lui Marica. Atacantul cu 25 de goluri pentru echipa națională își atingea cota maximă pe Transfermarkt în 2007, când valora numai puțin de 7 milioane de euro. Acea oră, ca în cazul lui Dică, recordul era egal cu 50 de milioane și aparținea lui Henry. Așadar, hai să vedem, 50 de împărțit la 7 este egal cu 7,1. Și acum atenție mare, 180 de împărțit la 7,1 este egal cu 25 de milioane de euro. Cam atât ar costa astăzi un Ciprian Marica de 22 de ani, proaspăt transferat în Bundesliga. Mult mai mult în comparație cu un alt talent de 22 de ani din prezent, care recent a ajuns în Serie A la Parma. Ei bine, vine și momentul culminant, când trebuie să vorbim despre Adrian Mutu. Recordul briliantului a fost de 25 de milioane și datează din 2008, de pe vremea când cel mai scump atacant din lume era Cristiano. Lusitanul costa 60 de milioane, de 2,4 ori mai mult decât Mutu. Prin urmare, dacă împărțim la 2,4 referința lui Mbappé, obținem 75 de milioane de euro, ceea ce l-ar face pe atacantul Fiorentinei de 29 de ani al doilea cel mai scump fotbalist din Serie A după Romelu Lukaku. Ați observat și voi, Mutu a avut de pierdut în comparație cu Cristi Chivu, și asta chiar dacă briliantul costa cu un milion mai mult în realitate. Dar acest lucru cumva ne comunică că înainte prețurile jucătorilor din apărare erau mult mai subestimate decât în prezent. Atât pentru astăzi, prieteni. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal. Și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!